Un caz nou de tuberculoză a fost depistat de curând la un locuitor al municipiului Făgăraș. Din primele informații, persoana respectivă este un cadru didactic și de aceea a avut contact cu 120 de persoane. Urmează ca în urma anchetei epidemiologice să se stabilească ce măsuri se vor lua în acest sens. Există un nou caz. Asistentele noastre sunt la o anchetă epidemiologică. Un caz confirmat de tuberculoză, care a intrat în contact cu 120 de copii și se face o anchetă în acest sens. Amintim că în evidența cabinetului TBC Făgăraș există la această oră șase pacienți.